Ori de câte ori vorbim despre împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, mesajele noastre au în vedere acele pasaje din Sfintele Scripturi care adresează acest subiect în mod direct, specific, tranșant. Pentru că, așa cum se spunea mai devreme, sunt foarte multe lucruri discutabile în viața aceasta. Ne omorâm cu semnele de întrebare cu privire la unele sau altele. E bine să, nu e bine să, e păcat să, nu e păcat să. În viața de credință, cu excepția exclusivității Domnului Iisus Hristos, ca Mântuitor, ca singura cale spre Dumnezeu și singurul mod în care păcatele ne pot fi iertate și putem fi mântuiți. Unul dintre cele mai clare subiecte se leagă de împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Probabil majoritatea dintre dumneavoastră ați stat mulți ani în biserică, în fiecare lună odată, ascultând mesaje legate de cina Domnului, le știm, le cunoaștem, le recapitulăm, le repetăm. Și n-am pretenția în dimineața aceasta că cele câteva cuvinte pe care le voi spune despre împărtășirea cu trupul și sângele Domnului reprezintă ceva nou. Sunt sigur că toți le cunoașteți. Doar le mai apăsăm, le mai subliniem o dată, pentru ca să nu le uităm. Știți care este cel mai mare pericol al firii pământești? Fură sămânța cuvântului din inimile noastre, ca să nu încolțească și să nu crească și să n-aducă roadă. Nu știu de câte ori v-ați surprins pe dumneavoastră sau poate i-ați văzut pe alții ieșind de la biserică într-o zi în care tocmai s-a vorbit despre smerenie, despre îngăduință, despre dragoste, despre mai știu eu ce. Și n-ajung de la ușa sanctuarului până la ușa ieșirii din incinta bisericii și se poartă într-un mod contrar, exact scripturilor care au fost citite sau mesajului care a fost predicat. Și dacă nu vizibil, mulți dintre noi ne uităm la noi înșine și ne surprindem în flagrant delict. Pentru că firea aceasta pământească a declanșat un război pe viață și pe moarte, împotriva dorințelor duhovnicești de apropiere de Dumnezeu. Și în dimineața aceasta, vorbind despre împărtășire, aș vrea să vă reamintesc trei lucruri foarte importante. Repet, lucruri care s-au spus și astăzi și cu altă ocazie, înainte de a întinde mâna. Trebuie să știm aceste lucruri. În primul rând, mandatul împărtășirii. Împărtășirea nu este o recomandare, împărtășirea nu este o opțiune, împărtășirea este o condiție mântuitoare de care ține mântuirea. Ai ridicat mâna și ai spus: vreau să-L slujesc pe Domnul. Ai intrat în apa botezului și ai jurat credință. Te rogi, citești scripturile. Dacă nu te împărtășești cu trupul și sângele Domnului, ești mort. Așa menționa mai devreme fratele pastor Adrian Tișe despre textul în care Domnul Iisus Hristos a spus: nu aveți viață. Păi dacă n-ai viață, cum ești? Cine n-are viață în el, cum e? Mort. Nu există nicio diferență între omul care nu s-a pocăit, nemântuit, mort în greșelile și în păcatele lui, și creștinul care nu stă la masa Domnului.
Împărtășirea este un mandat. Este obligatorie. Dragii mei, atunci când Domnul Iisus Hristos a prezentat esența împărtășirii, vorbind despre trupul său și sângele lui, Biblia spune că mulți l-au părăsit tocmai din cauza acestui lucru. Interesant că Domnul Iisus Hristos nu a diluat și nu a compromis și nu a negociat mesajul împărtășirii. Că am putea vorbi și despre mesajul împărtășirii, dar timpul ne stă împotrivă în această dimineață. Vreau doar să menționez. Sigur că nu mâncăm carne și nu bem sânge. Nu suntem nici canibali, nici vampiri. Și împărtășirea nu este pentru oamenii firești care habar n-au despre lucrurile acestea. În lipsă de cunoștință a ceea ce se întâmplă aici, degeaba te împărtășești că nu știi ce faci. Mesajul împărtășirii este că luăm din pâine și din rodul viței și ne facem una cu moartea lui Hristos și o pomenim prin faptul că ne facem părtași trupului lui și sângelui său. Ne facem una cu crucea Domnului Iisus Hristos. Prin Duhul Sfânt, copiii lui Dumnezeu trebuie să ajungă la înțelegerea, la cunoașterea acestui adevăr, pentru că dacă cineva dă din numeri, e speriat, spune, dar ce se mănâncă acolo, dar ce se bea acolo? Asta e prima dovadă că habar n-ai ce se întâmplă aici și nu trebuie să te apropii, pentru că mai ai de făcut niște pași în cunoaștere și în înțelegere. Dar pentru copiii lui Dumnezeu, care știu ce se petrece aici, care știu ce înseamnă masa Domnului, care știu că prin rugăciunea de binecuvântare, chiar dacă din punct de vedere chimic pâinea rămâne pâine și rodul viței rămâne rodul viței, este o echivalență perfectă în împărtășirea noastră faptul că ne facem una cu trupul și cu sângele Domnului Iisus Hristos. Un creștin adevărat, un copil al lui Dumnezeu, înțelege foarte bine lucrul acesta. Întrebarea se pune dacă stăm sau dacă nu stăm la masa Domnului. Trebuie, e un mandat pentru toți credincioșii, este o poruncă. Vedeți? Tendința noastră este să simplificăm adevărurile mântuitoare la nivelul la care să le spunem la oameni că trebuie doar să ridice o mână sus, să zică de trei ori Iisus Hristos și sunt mântuiți. Da, credem că mântuirea se primește ușor dacă crezi în inima ta și dacă mărturisești cu gura ta, vei fi mântuit. Dar sunt lucruri despre care Biblia spune că însoțesc mântuirea și dacă însoțesc mântuirea, înseamnă că fac parte din mântuire și înseamnă că tu nu-ți poți duce mântuirea până la capăt fără lucrurile care fac parte din mântuire și care însoțesc mântuirea. Unul dintre ele, esență pentru viața de credință, este împărtășirea la masa Domnului, mandatul împărtășirii. 2. Mediul împărtășirii. Împărtășirea este pentru copiii lui Dumnezeu născuți din nou într-un mediu corespunzător. Și dumneavoastră veți spune, am venit la biserică, frate. Mediul împărtășirii tale nu ține doar de cele două, trei ore pe care le petreci în biserică. Mediul împărtășirii tale este unde ți-ai petrecut toată săptămâna. Pentru cei care vor lămuriri, ascultați ce spune cuvântul Domnului în 1 Corinteni, capitolul 10, de la versetul 14.
De aceea, preiubiții mei, fugiți de închinarea la idoli. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată. Judecați voi singuri ce spun. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Uitați-vă la Israelul după trup, adică poporul evreu. Cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei în împărtășire cu altarul, dacă de la altar îți iei hrana și te împărtășești. Nu ești una cu altarul. Deci ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor este ceva, sau că un idol este ceva dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu vreau ca voi să fiți în împărtășire, nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor, nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El. Scump tineri, ascultați-mă că... Ok. Puneți întrebări de genul, avem voie sau nu avem voie să mergem la cinematograf? Da, acasă de ce ne putem uita la filme? Eu aș zice să nu vă uitați deloc la filme, dar mă rog, sunt documentare, e un loc pentru televizor, că te uiți la un documentar istoric, te informezi, sunt lucruri care te ajută la școală, pricep. Nepoții au spus la bunică să meargă cu ei la cinematograf. Și bunica le-a spus, eu nu pot să merg la cinematograf și la biserică. Dar bunica, dar te rugăm frumos. Până la urmă, trasă târâtă, pinsă de nepot, s-a dus până la cinematograf, a intrat în sala de cinematograf și cum a intrat, bunica a îngenunchiat în mijlocul sălii și a început să se roage. Ăștia nepoții să crape de rușine. Bunică, aici nu ne putem ruga. Nu? Nu. Ce m-ați adus pe mine într-un loc unde nu ne putem ruga? Nici nu vreau să intru cu voi în amănunte, că unii dintre voi sunteți tari la cerbice și încăpățânați rău, stubborn. Dacă vă vorbesc de bijuterii, aia că nu-i chiar așa, nu știți să aduceți, nu știți să aduceți dovezi, nu știți scripturile, dar sunteți teologi. Și în românește, de la teolog la olog, e o distanță foarte mică. Și mulți vă veți rupe gâtul și picioarele dacă n-ascultați de cuvântul Domnului și de ce vă predicăm de la amvonul ăsta. Dacă mergi la cinematograf, dacă mergi pe stadion unde oamenii bea, se destrăbălează, înjură, ești în părtășie cu dracii. Și pe urmă vii la cina Domnului într-un mediu sfânt, curat. Și ai pretenția să intri în părtășie cu Domnul. Și Dumnezeu spune, nu poți fi cu mine și cu dracii. N-am fost săptămâna trecută nici la bal, nici la discotecă, nici la... Pentru mulți dintre voi, asta e discoteca voastră. Asta e cinematograful vostru. Asta e stadionul vostru. Aici puteți să intrați în părtășire cu dracii. Și eu nu zic că nu e bine să proiectăm într-o lume murdară imagini frumoase despre familiile noastre, că avem familii frumoase. De ce să cucerească satana zona asta și să arate numai destrăbălări și numai stricăciuni? Lasă să vadă că sunt familii frumoase.
poți avea o mărturie online. Dacă pui ceva care e decent și care e curat și care e sfânt. Dar dacă te afișezi cu locurile unde ești mai puțin decât decent, și prin imaginile respective ne arăți de ce n-ar trebui să întinzi mâna astăzi la masa Domnului, oprește-te. Oprește-te! Pentru că noi nu mai avem astăzi temple pe care să scrie templul zeiței Diana, templul zeiței sau zeului cutare. Dar avem firme mari, colorate și luminate. Și din locurile astea ajung tinerii în dezastru și în nenorocirea despre care s-a vorbit mai devreme. Acolo, în mediul alterat al potopului de desfrâu la care aleargă nepocăiții, în mediul acela se fac aranjamente să mergem la petreceri, să cumpărăm și să vindem droguri, să bem sau nu alcool, că unii până și întrebarea asta o pun, dacă e păcat să bei. Nu e păcat să bei. Bea apă, bea suc, bea... Nu e păcat să bei. Toate aceste lucruri se fac într-un anumit mediu care n-are nimic de a face cu acest mediu. Ori aici, ori acolo. Mediul împărtășirii. Și în al treilea rând, maniera împărtășirii. Cred că ni s-a uscat gura de câte ori spunem și la predici și când anunțăm împărtășire. Că prin puterile noastre nu ajungem niciodată vrednici destul să stăm la masa Domnului. Nu putem să venim decât prin vrednicia Domnului Iisus Hristos. Dar atenție! Pentru că aici ne jucăm cu vorbele. Facem jocuri semantice. Le tălmăcim și le răstălmăcim. Dacă în viața cuiva sunt păcate grave, nemărturisite și nepărăsite, specificăm lucrul acesta. Că dacă sunt mărturisite și părăsite, intră în categoria păcatelor iertate. Noi nu-L putem batjocori pe Dumnezeu. Ce se întâmplă cu un păcat nemărturisit și nepărăsit? Nu o să-l faci acum aici, dar îl vei face mâine și poi mâine. Și lucrul acesta intră în categoria păcatelor neiertate, care aduc batjocură lui Dumnezeu, îl întărâtă la gelozie și reprezintă o ispitire a lui Dumnezeu. Doar pentru că eu, cu suprafața conștiinței mele, doar la suprafață, cu o glazură de conștiință, zic, îmi pare rău că am făcut lucrul ăsta săptămâna viitoare, dar nu pătrund în adâncimea sufletului și a ființei mele, ca să se petreacă acolo o operație, o intervenție chirurgicală de ordin spiritual, să pătrundă până la rădăcina păcatului și să-l smulg afară. Până n-am făcut acest act, mă joc de acină. Dragii mei,
Știu că la cina Domnului se pot întâmpla minuni. Știu că la cina Domnului unii au fost vindecați. Știu că la cina Domnului mulți au primit daruri spirituale. În timpul cinei au fost și botezați cu Duhul Sfânt. Avem mărturii extraordinare despre puterea împărtășirii. Dar la cina Domnului ne prezentăm cu vrednicia Domnului Iisus Hristos suprapusă unei vieți curate prin mărturisirea și părăsirea păcatului. Ăsta este un motiv pentru care le recomandăm unora să se abțină de la cină. Nu pentru că, Doamne ferește, ignorăm mandatul Scripturii pentru ca ei să aibă viață. Pentru că până la urma urmei cina se poate da și în fiecare zi ca în Corint, și odată pe lună ca la noi, și odată pe an ca la alții. Eu zic că odată pe zi e puțin cam des, eu zic că odată pe an e puțin cam rar. Trebuie făcută în mod conștient și conștiincios lucrarea aceasta, dar frați și surori, în momentul în care cineva vine rănit de pe câmpul de luptă, trebuie să stea puțin în convalescență, să fim siguri că se vindecă. Locul cinei Domnului în sfințirea noastră, în împuternicirea noastră de a duce o viață sfântă și evlavioasă, nu poate fi neglijat. Dar atenție, după cum botezul nu este o curățire de întinăciunile trupești, doar o mărturie a unui cuget deja curat, cina nu este o spălare de păcate, ci este mărturia faptului că ne-am însușit vrednicia Domnului Iisus Hristos. Și vrednicia Domnului Iisus Hristos nu e o vopsea care se pune peste rugină. Pentru ca să beneficiem de iertare, repet, de aceea spunem de fiecare dată, cei care nu au în viața lor păcate grave, nemărturisite și nepărăsite. Asta spunem. Ce înseamnă păcate grave și după asta o să închei? Orice păcat poate să fie grav, dacă e nemărturisit și nepărăsit. Și poate duce la moarte. Știți că o mică infecție undeva, dacă nu este tratată, se extinde și omoară. Când e vorba de mântuire, n-avem păcate mici și păcate mari. Cei mai cum se cade oameni din lumea asta au nevoie de mântuire, de Hristos, de sângele Domnului Iisus Hristos, pentru că pentru o singură minciună se vor duce în iad. Și dacă au făcut numai fapte bune, dar nu le-au făcut în Hristos. Însă în viața de pocăință există păcate grave și cuvântul lui Dumnezeu subliniază lucrul acesta. Dacă vă uitați și la comunicatul bisericii din Ierusalim și în alte împrejurări, când Pavel spune fugiți de și subliniază unele păcate mai grave ca altele. Sunt lucruri pe care le facem accidental. De exemplu, accidental poți să spui o exagerare care este o minciună, să-ți dai seama că ai greșit, să te rogi ca Domnul să te ierte. Accidental poți să te superi și să spui o vorbă necugetată cuiva și îți pare rău. Dar tu nu ți-ai cumpărat bilet, n-ai stat la coadă, n-ai introdus cod, n-ai pus mâna pe telefon și n-ai stabilit program de păcat. Accidental e accidental. Deliberat și intenționat este altceva. Și atunci când este vorba de astfel de păcate, pentru că sunt grave, ele trebuie mărturisite și părăsite. Dacă l-ai mărturisit și l-ai părăsit și când ești la cina Domnului, vine o șoaptă pe lângă urechea ta și îți spune meriți?
Împotrivește-te acelei șoapte, că nu vine de la Domnul, vine de la diavolul. Diavolul te pârăște la Dumnezeu, dar Dumnezeu știe toate lucrurile și diavolul nu primește pâra lui. Și atunci vine la urechea ta ca să te sperie și să te intimideze, să stai departe de masa Domnului pentru un lucru pe care l-ai mărturisit și l-ai părăsit și prin urmare de care ai fost iertat. Asta este o tactică demonică, diabolică. Acolo nu e Duhul Sfânt. Dar dacă în viața ta este un lucru care te macină, care te frământă, pe care nu l-ai părăsit, chiar dacă ești supărat pe tine însuți, chiar dacă nu-ți place că faci ce faci, până nu l-ai mărturisit și nu l-ai părăsit, cel care te acuză și te judecă în cugetul tău este Duhul lui Dumnezeu, care vrea ca tu să ai beneficii sfinte și binecuvântări în urma împărtășirii. Așa că ne pregătim să stăm la masa Domnului și pentru asta. În primul rând, trebuie să știm că e o obligație, e un mandat. Trebuie să stăm la masa Domnului, să ne ajute Dumnezeu. 2. Dacă astăzi stai la masa Domnului, te rog eu frumos, mâine și poi mâine și răspoi mâine, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, nu te duce în templele idolilor și nu intra în mediul alterat al demonilor, ca să nu pângărești paharul și bucățica. Și în al treilea rând, cercetează-te cu atenție și nu te cerceta numai astăzi. Cercetează-te în fiecare zi. Fii curat în fiecare zi. Fii neprihănit în fiecare zi. Dacă vei purta de grijă igienei tale spirituale, așa cum porți de grijă igienei fizice și te speli de 10 ori pe zi, pe mâini, și îți faci shower dimineața și seara și uneori și mai des dacă trebuie și ai grijă să ai haine curate, fă același lucru în fiecare zi cu sufletul tău și când va veni cina Domnului, lucrurile vor fi cu mult mai simple. Vă invit să ne ridicăm în picioare, lăudăm pe Domnul cu o strofă dintr-o cântare, rugăm slujitorii bisericii să vină la masa de împărtășire și vom trece la actul cinei Domnului.